și îl cuprinzi pe celălalt pentru că nu mai trăiești în sentimentul de, de separare. Da? Teoria cuantică oferă o perspectivă interesantă asupra relațiilor, integrându-le pe ele în cadrul câmpului unificat. Da? Așa cum vă spuneam și cu altă ocazie, savanții au ajuns să recunoască existența acestui câmp fundamental de, de forță și de energie în planul creației. Este un câmp energetic fundamental care impregnează tot. Și el este însuși câmpul energiei Shakti a lui Shiva sau Dumnezeu în planul creației. Da? În acest câmp unificat, noi existăm. Deci acest câmp de forță, de energie, este un câmp care practic unifică toate componentele care compun acest univers. Da? Deci, oricum, în cadrul acestui câmp unificat, totul este interconectat. Prin menținerea nivelului de conștiință într-o dimensiune a personalității, a individualității, omul nu are încă posibilitatea să înțeleagă că oricum acest univers îl conține și pe el și pe celălalt, deci revenind acum la relație, deci îi conține pe amândoi și ei sunt acolo integrați într-un anume mod, într-o anumită schemă energetică. Pentru că aș vrea să rețineți. Este foarte interesant. Exact cum într-un corp, într-un pix, există o structură care definește foarte clar din punctul de vedere al elementelor chimice, cum stau atomii și în relație, cum sunt compuse moleculele acelui element chimic, la ce distanță și ce interacțiuni energetice au electronii pe orbitele lor, și aceasta este o specificitate a oricărui obiect, în mod asemănător, fiecare individ are propria sa matrice energetică, propria sa culoare, propriul său sunet vibrator. Și mai este încă un lucru care se produce, impactul său asupra acestui câmp unificat de forță și de energie. Care, evident, întoarce și reflectă asupra sa o serie întreagă de câmpuri, de impregnări, de forțe, de energie. Dar, iată ce se produce în relație. Este el și ea, cu câmpurile lor specifice, dar, totodată, apare și o structură, o matrice mai complexă, energetică, pe care se amprentează, se impregnează în acest câmp subtil de forță și de energie universală. Și acum, iată ce se afirmă în teoria cuantică. Da? Este ca și cum este un ocean și sunt două valuri care cred că sunt separate, dar de fapt sunt tot apă, adică din ocean? Sigur, sigur. Esența, exact, este foarte frumoasă imaginea. Deși aparent, da, este foarte frumoasă imaginea. Deși aparent, vedeți, valurile, dacă le privim izolate, vedem șocul lor, mișcarea lor și viața lor, da, este foarte interesant. Când privim viața individuală a unui val, pe care îl privim de la 100 de metri depărtare, suntem pe mal și contemplăm marea, jocul lui. Și vedem valul. În plan individual, noi putem urmări până la țări, unde el se topește, cu nisipul. Îl vedem pe al doilea. Sau vedem suita, da? Dacă privim, din punct de vedere individual, valul, îi putem spune că el are viața care și-o formează, de unde și-o formează? Din momentul prezenței lui, primei unde de la suprafață și apoi fortificării lui progresive, da? Poate să dureze, nu știu, 3 minute. Să zicem. Asta a fost viața valului. Da? Un alt val poate să dureze 3 minute și vine imediat lângă acesta. Dar, în esență, deci, în esență, viața valului este tot atât cât este viața oceanului. De ce? Pentru că însăși esența valului este apa. Aceeași cu oceanul. Acest val se va topi și va reveni din nou în mare. O câtime din el, sau chiar o mai mare parte din el, nu se știe cât, da? Va reveni și fiind la nivelul apei de suprafață, el va structura
va imprima alte forțe apei de coastă, cum s-ar spune, și iar se va forma un val din el. Deci, în esență, apa valului este aceeași cu apa oceanului. În esență, viața noastră interioară, viața noastră individuală, face parte din acel ocean al vieții universale. Și atunci, fiecare viață nu este numai o viață individuală. Este o viață oricum unificată cu întregul ocean al vieții. Din perspectiva oceanului, pentru el niciodată nu a fost la fel. Jocul de suprafață al valurilor este însăși felul în care se joacă oceanul în sânul său. Că poate să facă valuri mai mari, că poate să mai ducă și un tsunami, că mai poate să ducă și valuri mai mici, este viața oceanului. Da? Valul, prin el însuși, nu există. Dintr-un anumit punct de vedere, putem spune că viața unui individ care s-ar putea crea prin el însuși, n-ar avea cum să existe. Dacă nu subînțelegem unitatea de profunzime a vieții lui, unitatea suflului individual al vieții cu suflul universal cosmic al vieții eterne. Iar în momentul în care recunoaștem și o relație, da? O relație, ați văzut, sunt uneori parcă ca niște valuri care sunt mai unite, sunt unul după altul sau pur și simplu sunt într-un fel de ușoară diferență, unul mai mare aici, unul aici, ca și cum se termină unda asta și începe celălalt. Aceste valuri oricum sunt unificate. Da? În teoria cuantică există așa numitul paradox Einstein-Podolsky-Rosen, care afirmă că dacă două particule au fost apropiate una de cealaltă, deci prin câmpul lor specific de manifestare, au fost apropiate și a existat o interacțiune, ele continuă ulterior să se influențeze instantaneu una pe cealaltă, indiferent de distanța sau timpul care le separă. Ele pot fi separate de timp sau de spațiu și totuși să păstreze acea legătură intimă. Un corolar al acestui fapt este conceptul de acțiune la distanță, conform căreia o ființă influențează pe alta ca și cum ele nu ar fi separate. Deci, aceasta vine să susțină parcă și mai mult, poate într-o manieră științifică, ceea ce spunea mai de mult Buddha, afirmând că noi ar trebui să fim buni și iubitori unii cu alții, pentru că de atâtea ori am venit și am revenit, făcând parte din valul aceluiași ocean. Ne-am cunoscut sub forma copiilor și părinților, iubiților care au devenit părinți pentru alți copii, mamelor și taților, și a tot felul de relații care ne-au amprentat pe fiecare cu fiecare. Și din acest punct de vedere am putea spune că fiecare dintre noi suntem și depozitarii amprentelor subtile, relaționale pe care le-am purtat. Unele dintre amprente sunt de așa natură încât parcă ne însuflețesc în sensul de a ne orienta din nou spre a recunoaște unitatea dintre noi. Deci vedem similaritățile, vedem aspectele comune și simțim sau ne resimțim spontan ca fiind în acest câmp și am mai revenit și iese din nou bine și ne bucurăm. Alte ori, unele din amprente sunt cele care s-au fortificat în sensul în care ne-am izolat
și am fortificat un nivel de separare și de percepere a diferențelor între noi. Deci și aspectele raționale poartă toate amprenta unei karme existențiale, în plan relațional, cu toate amprentările care au fost. Sigur, asta și arată că fiecare dintre noi, exact cum vă spuneam, este mai mult sau mai puțin adult, mai mult sau mai puțin matur în planul acestei vieți universale. Este mai mult sau mai puțin conștient de această viață universală în care el a mai fost și a mai fost și a mai reintegrat lucrurile și încă o dată. Sunt și spirite mai tinere care au venit și de-abia acum se formează ca val și spun, eu sunt valul, eu sunt cel mai puternic, fără mine, ce-ar fi oceanul, ar fi doar o pânză așa de suprafață. Valul, practic, și corăbierii scusiți, ei nu se feresc de ocean, ei se feresc de mine, de val. Da? Oceanul fără val parcă nu este perceput ca un pericol. Dar ceea ce este foarte interesant este că valul a fost dintotdeauna structura din ocean. Da. Deci vedeți că în această metaforă a valului și a oceanului, de fapt ne regăsim cu toții. Cine suntem noi? Este o întrebare. Cine suntem? Suntem valul sau suntem ocean? Cu cât la acest răspuns apare la această întrebare apare un răspuns spontan, regăsindu-ne în aspectul de unitate, ceea ce, deci, vine să caracterizeze un suflet matur. Un suflet matur, care nu se oprește la suprafața lucrurilor. Da? Sigur că acea ființă, putem spune că a mai venit și a mai fost și a mai integrat relațiile și a mai înțeles ce înseamnă conceptul acesta de viață individuală care are totuși o sursă, o sevă a oceanului universal al vieții. Și atunci asigur că altfel se deschide, altfel relaționează, altfel participă. Sunt indivizi care continuă, deși sunt puternici, exact cum vă spuneam, valuri gigantice care, sigur, am putea spune la un moment dat că dacă se repetă, am spune o mare aceea este furtunoasă mereu, este periculoasă mereu, dar, în esență, marea este ca marea. Valul nu este prin el însuși. Oceanul acela este mereu structurat prin apa care îl conține. Da? Iar în interior, interiorul fiind mult mai mare, acea viață profundă a vieții oceanului respectiv, este mult mai vastă decât valul de suprafață cu care oamenii ar putea identifica marea sau oceanul ca fiind periculos. Nu este periculos. Acela se formează datorită unor cauze. Da? Valurile noastre de individualizare, de egoism, apar în anumite influențe. Dumneavoastră sunteți mai egoiști când sunteți influențați în plan exterior. Căci aici, când suntem singuri, cum aș manifesta egoismul? Parcă nici nu-l vedem. Sunt aici, acasă. Nimeni nu mă bate pe mine să spună, măi, ai făcut ceva care este contrar legii morale. Aici, acasă, parcă nimeni nu te atacă, nu te... Da? În relația ta iarăși, parcă e destul de... e o anumită siguranță, da? Dar când ieși afară, în contextul cu celelalte valuri, sigur, imediat se vede cam cum stai. Și, sigur, trebuie să înțelegem că chiar dacă noi, personal, individual, fiecare, ne recunoaștem într-un anumit plan al manifestării, asta nu înseamnă că nu ești integrat deja, cunoscut deja în acest mare câmp fundamental al vieții. Deci ești cunoscut, ești perceput, ești integrat așa cum tu te-ai structurat în planul individualității. Ori dacă vei persista mereu și mereu tu să-ți aranjezi relațiile ca pe obiectele într-o bibliotecă, asta aici că e nu știu cum, asta aici că e nu știu cum, uzând de ele așa cum îți vrei tu după cheful tău, este încă aspectul relației obiect. Da? Tu însuți, prin felul tău de a fi, fiind perceput tot ca un obiect. Pentru că, vedeți, relația este în dublu sens. Întotdeauna v-am spus. Este în dublu sens.
Menținând relații de tip obiect, tu ești un obiect al relațiilor altora pe care îi atragi datorită atitudinii tale. În momentul în care însă integrezi într-un mod unificat planul relațional, ca în ultima instanță, nefiind ceva lipsit de semnificație, deci o lume. Spunem ușor, foarte ușor, uite, lume. Oameni, la modul de... Nu, acolo este omul, 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 omul. În această relație, ție nu poate să-ți pese de lume. De lume, în general, poate că nu-ți pasă, dar de omul, omul, care are o semnificație în raport cu tine, cu care ai stabilit sau care vrei să stabilești, de el îți pasă. Da. Relația este un cuvânt. Omul însă începe să fie ceva care este asemănător ție. Da. În momentul în care, am spus, după o maturitate, după o maturizare spirituală, începi să integrezi viața ca fiind compusă, precum un ocean de întregul conținut al său, indiferent ce formă ar putea să ia, integrată de asemenea într-un complex cosmic, mai amplu, soarele, apele de suprafață, deci ploile și intemperiile, vânturile, da? Înțelegând că chiar și acest ocean, fundul său, are o matcă imensă care este pe pământ. Îți dai seama că, de fapt, oceanul are propria sa viață. Este și el structurat într-un câmp și mai vast, universal. Da? Și atunci aici putem spune că totul interacționează. Oceanul este conectat cu curenții de suprafață, cu căldura soarelui, cu lumina sa, cu apa, cu pământul. Da? Și toate acestea fac ca oceanul să fie ceea ce este. Iar la un moment dat constatăm, deși toate lucrurile stau așa și armonios din moment ce lucrurile se petrec și sunt menținute în continuare în această armonie, constatăm că un val se ridică deodată și spune, eu sunt oceanul. El este compus de o serie întreagă de determinări, care l-au și unificat într-un moment. De-aia nu realizează. E bine, cam asta, și mă bucur că a fost o astfel de imagine, că m-a ajutat să dezvolt pentru a înțelege. Deci, suntem obiecte sau suntem subiecte? Dacă suntem obiecte, întotdeauna vom avea o aspectare exterioară care ne separă, ne izolează, da? Și ca obiecte vom fi folosiți, da? Dacă începem să devenim subiecti, integrând, sigur, viața noastră într-un ansamblu universal care ne unește, care oricum ne-a amprentat, în care existăm de atâta timp, atunci totul începe să conteze. Da. Și începem să vibrăm mult mai viu la această armonie de fond care se află în spate, în care și eu, împreună cu iubitul meu, cu soția mea, cu copiii mei, sau cum doriți dumneavoastră să le spuneți, poate că veți ajunge să spuneți că nu mai sunt copiii mei, sunt copiii lui Dumnezeu, va fi o trecere pe un nivel superior, nu mai este casa dumneavoastră, este un loc aici pe pământ unde urmăresc să fie frumos și liber. Nu e casa mea. La urma urmei, nu aveți nimic. Dumneavoastră n-ați venit cu casa, ca să spuneți chiar dumneavoastră. În acest ocean, care este oceanul existenței, nu vom putea spune că deci noi nu ne avem decât pe noi, ca și o creație. Asta este tot. Mai departe, cum dumneavoastră le categorisiți și le etichetați, e doar un aspect efemer. Deci strict obiectiv, la o viață care se întinde pe câțiva anișori. Raportat la eternitate. Deci nu vom putea spune nici că aia mea, cu atât mai puțin despre aceste relații, cu atât mai puțin despre parteneri. Nu sunt ai noștri. Ei sunt. Punct. Ei sunt. Așa cum este o furtună, este un val, este un ocean, este un loc, un altul, o pădure, o natură, ele sunt. Eu sunt. Noi suntem. Deci, eu, unul, cu lumea, doi, fac noi. Eu și lumea sunt unul. Eu și iubitul meu sunt unul.